Mi-a plăcut foarte mult. Cred că imediat ce a început Insula Iubirii, vorbeam amândoi și Maria îi spunea lui Antonio, știi că eu iubesc la tine fix lucrurile cele mai ciudate și la nume ce... ridurile, nu știu ce, și ea spunea, da, uite, chiar asta, ridurile, expresiile astea ale feței, și eu spunea, asta e o vrăjeală bună, am să o folosesc și eu. V-am pus filmuleț pe Insta, mi-a plăcut foarte mult. Acum se uită la Insula Iubirii și majoritatea sunt siderați de Bianca, de fata aia. Sincer, și mie mi-este foarte milă de ea și vă spunem, dacă ați vrea să comentăm, aș putea să mă... Eu vă spuneam că în ceea ce îl privește pe iubitul fetei, efectiv, cred că ar fi mâncat bătaie non-stop. Și acum l-aș bate, dar eu nu pot să mă uit, pentru că pe mine mă intrigă foarte tare. Și ei sunt la fel de intrigați. Majoritatea nu înțeleg pe fată. Eu nu știu ce să zic despre ea. Mi se pare o fată extrem de frumoasă, finuță, cu foarte multe calități. Nu știu ce naibii caută și de fapt de ce este în postura asta, dar vă las video pe Insta.